Bună seara! Sunt Cristina Soare și începe o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Într-o zi de 12 octombrie 1492, Cristofor Columb a acostat în insulele Bahamas, crezând că a ajuns în Asia de Est. Expediția lui căuta o nouă rută navigabilă către India, dar a dus la descoperirea unui nou continent, America de Nord. Vorbim astăzi despre una dintre industriile viitorului, care va fi prietenoasă cu mediul, dar va aduce și profit generos. Vedem o operațiune spectaculoasă de salvare din calea apelor și, desigur, aflăm cum va fi vremea în țara noastră pe termen scurt. Marea Britanie va aloca 22 de miliarde de lire sterline pentru proiecte dedicate captării și stocării dioxidului de carbon din regat. Impactul din punct de vedere ecologic va fi unul spectaculos, iar profitul va fi unul uriaș. Guvernul de la Londra va finanța platforme industriale care se vor ocupa de captarea și stocarea dioxidului de carbon. În următorii 25 de ani vor fi create astfel mii de locuri de muncă și vor fi atrase multe investiții private, ceea ce va ajuta Marea Britanie să-și îndeplinească obiectivele de neutralitate din punct de vedere climatic. What's so interesting about this is that 15 years ago we would have had the same conversation about offshore wind. We were subsidizing offshore wind and people said, why are you subsidizing this new technology which is always going to remain too expensive, it's never going to be economically viable. Here we are 15 years later, offshore wind and solar are cheaper than fossil fuels. That's why it's right to drive ahead with carbon capture and storage. But there are more than 40 carbon capture and storage projects around the world. Norway has been doing this since 1996. We do believe it can work, and we're creating the networks. We're creating the, if you like, the new highway for storing carbon. This week we saw the end of coal. The end of coal, the power that built this country for many years. And now, as we see the end of coal, we see the new future on our horizon with carbon capture and storage. The largest program in this new and vital industry anywhere in the world. Carbon capture is a race that we can win. We have the financial know-how. The UK continental shelf holds a third of the exploitable carbon storage space in all of Europe. A third of everything that we have in Europe. Huge potential for our country, for the jobs of the future. Până acum, Scoția este prima regiune din regat care vrea să fie neutră climatic până în 2030. Mare centru industrial, Glasgow, cel mai populat oraș al Scoției și al treilea ca număr de locuitori din Regatul Unit, are un plan ambițios. Vrea să devină neutru din punct de vedere climatic în următorii 5 ani. Consiliul Municipal din Glasgow a declarat stare de urgență climatică încă din 2019. După inundațiile devastatoare din Thailanda de luna trecută, oamenii s-au luptat la propriu cu apele furioase să salveze peste 100 de elefanți. Sanctuarul care adăpostește peste 100 de elefanți și mii de alte animale abandonate, bolnave sau cu handicap a fost inundat de ape, care au atins și 5 metri înălțime. Dintre cei peste 100 de elefanți, 4 au dispărut, iar ulterior două pachiderme au fost găsite fără suflare. Autoritățile thailandeze au reușit să pună la adăpost toate animalele din sanctuar. Operațiunile de salvare au fost îngreunate nu doar de apele revărsate, ci și de greutatea enormă a posesorilor de trompă. Inundațiile devastatoare din Thailanda au provocat daune semnificative sanctuarului, forțând evacuarea tuturor animalelor. Responsabilii sanctuarului evaluează acum pagubele și lucrează la reconstrucția lui. Elefantul este animalul național al Thailandei, iar elefantul alb chiar simbolul norocului și a fost la un moment dat prezentat pe steagul acestei țări asiatice. Să vedem acum prognoza meteo în țara noastră pe termen scurt. Iată că la noapte cerul va deveni variabil în toată țara. Doar prin regiunile sudice vor mai fi ceva înnorări, însă cu totul izolat va ploua. Vântul se domolește, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 10 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață, iar prin centru și prin nord-vest, unde temperaturile vor fi destul de scăzute, spre dimineață apar condiții de brumă. Mâine vremea redevine frumoasă în toată țara. Așadar, duminică, adică mâine, soarele va străluci nestingherit peste tot, norii vor fi strict decorativi, către seară apar ceva înnorări prin partea nord-vestică, însă șansele de ploaie vor fi minime. Vântul va sufla slab, cel mult moderat, iar temperaturile potrivite pentru data din calendar vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius. În București, după o zi mohorâtă, rece și umedă, la noapte ploile se răresc, iar mâine dimineață în termometre vom avea undeva la 90 grade.
grade Celsius. Dar în prima parte a zilei vor mai fi ceva înnorări, apoi iese soarele și vom avea 21 de grade Celsius. La munte, ziua de mâine aduce o atmosferă însorită de toamnă, cu temperaturi de la 7 grade în Ceahlău, până la 14 grade în Poltinii și în Poiana Brașov și în Predeal. Abia mâine noapte, prin zona Carpaților Oriental și prin munții Apuseni, apar ceva înnorări și condiții de ploaie. La Belgrad are loc o expoziție inedită de sculptură, Arta ecologică în slujba naturii, și atrage tot mai mulți vizitatori. Expoziția prezintă 16 inedite opere de artă inspirate din fauna Serbiei, realizate în totalitate prin combinarea de deșeuri. Sculpturile sunt realizate din șaibe vechi și uzate, șuruburi, electrozi de sudură, piulițe, burghie, șuruburi de ancorare, fierăstraie și alte piese industriale, care îmbinate prin sudură au căpătat o nouă viață. Materialele folosite, toate deșeuri, ajungeau altfel la groapa de gunoi, dar au fost refolosite și au devenit opere de artă inedite. Ce ne-au pregătit astrele pentru luna octombrie, ne spune chiar acum astrologul nostru, Mariana Cojocaru. Bun găsit, dragilor! Pentru Berbec, aceste mutări pe tabla de șah ale destinului vor aduce surprize atât în dragoste cât și în carieră și mai ales pe zona sănătății. Crește imunitatea și vitalitatea, e de bine. Taur, pentru voi, discuții în familie, dar veți pune un pic de iubire în toate. Gemenii vor trebui să fie atenți la riscurile crescute de accidente. Racul va avea prioritară sănătatea, dar discuțiile cu copiii vor fi și mai interesante. Leul va chema meșterul să repare ceva sau să pregătească casa pentru sezonul rece și foarte rece. Fecioara va comunica foarte bine cu cei din jur, pentru că Mercur ascute inteligența tare de tot. E de bine. Balanța se va bucura în continuare de prezența soarelui și va avea discuții legate de finanțe, câștiguri, ceva. Când ne referim la Scorpion, să știți că lucrurile funcționează bine datorită energiei solare, un plus de vitalitate, de energie, de noroc. Săgetătorul se va agita și sper eu că se va agita cu folos. Va avea discuții de negocieri în plan social. Capricornul are prioritară cariera. Și atunci când discutăm de familie, va căuta armonia. Vărsătorul se gândește la deplasări. E o perioadă cu deplasări, iar la alții mai tineri, ceva ce ține de studii sau străinătate. Peștii se gândesc la nemurirea sufletului, deci un plus de vitalitate și de energie benefică în zona spirituală. Doi panda uriași de la grădina zoologică din Tokyo se vor întoarce acasă, în China, unde vor trăi până la adânci bătrâneți. Ajunși la vârsta de 19 ani, masculul Riri și femela Shinshin au părăsit capitala Japoniei, unde i-au încântat pe vizitatorii mici și mari timp de 13 ani. Fanii au venit să facă fotografii și să își a rămas bun de la uriașii blănoși. Noua casă a celor doi panda va fi un centru de conservare și cercetare din provincia Sichuan. Și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați că ne găsiți pe Facebook și pe YouTube. Eu sunt Cristina Soare, vă las cu imaginea zilei și vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme. Pe mâine!